În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost știrea despre bărbatul de 36 de ani surprins pe drumul județean din Hodac la volanul unei autoutilitare, deși era în stare de ebrietate și nu poseda permis de conducere. Știrea despre redeschiderea aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș a fost a doua în topul audienței. Pe locul 3 în topul preferințelor internauților s-a aflat materialul despre Clubul de Sănătate, organizat pentru reghineni de Centrul de Misiune Creștină Emanuel, în parteneriat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie. Știrea despre bărbatul de 36 de ani surprins pe drumul județean din comuna Hodac, la volanul unei autoutilitare, deși era băut și nu poseda permis de conducere, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află știrea redeschiderea aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș. Iar pe locul 3, în tropul preferințelor utilizatorilor de Facebook, a fost materialul despre Clubul de Sănătate, organizat pentru reghineni de Centrul de Misiune Creștin Emanuel, în parteneriat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie. Puteți vedea și dumneavoastră știrile accesând site-ul nostru jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.